Bună și bine v-am regăsit! Am revenit cu un nou clip pe care aș putea în principiu cu ușurință să-l împart în două și anume o primă parte în care să vă arăt câteva produse cu protecție solară, produse interesante, nu neapărat grozave, dar interesante și cea de-a doua parte în care să vă demonstrez, nu știu dacă era nevoie de o asemenea demonstrație, dar eu am făcut-o, la ce poate duce lenea atunci când vine vorba despre a nu face conversia dolarilor în lei. În principiu, lenea n-aduce nimic bun la casa omului, dar acesta este un moment în care vedem cum aduce chiar pagubă. Dar pentru că, în principiu, mă gândesc că filozofiile astea nu prind foarte tare, zic să încep cu partea de mai mare interes și anume protecția solară. Am trei produse cu protecție solară de pe E-Style, dacă mai era nevoie să menționez asta, pe care le-am luat și pentru că erau foarte lăudate, dar și pentru că mi s-au părut ușor diferite. Între ele există unul care îmi place tare mult și două pe care nu le-aș recumpăra. Și voi începe cu alea două pe care nu le-aș recumpăra. Primul cu care voi începe este un primer, Face Blur se numește, de la Etude. Este un primer, așa cum vă spuneam, pentru, având ca scop, nu știu, catifelarea pielii, obținerea unui ten cu aspect catifelat, să zicem. Pentru că produsul se găsea în trei variante, era și unul matifiant și mai era și unul care avea, nu mai știu ce rol, cred că hidratant, dar acesta era cel mai lăudat dintre ele. Iar aceste produse fac parte din acea comandă despre care v-am mai povestit eu în trecut, că am dat-o doar cu produse foarte lăudate. În ceea ce mă privește, acele produse foarte lăudate de alți clienți E-Style, acele produse nu au funcționat foarte bine sau nu mi s-au potrivit toate, iar acesta, să zicem că ar fi unul dintre ele. Nu este un produs prost, dar este un produs pe care eu nu-l găsesc atât de grozav precum era el lăudat. Vedeam acolo în review-uri persoane care spuneau că nu mai au nevoie de fond de ten, că fața lor arată impecabil, că arată foarte sănătos, că le acoperă toate imperfecțiunile. Mi s-a părut un pic deplasat pentru că era doar un primer, nu vedeam nicăieri menționat ceva care avea culoare în ideea de a putea uniformiza, să zicem, tenul, dar în inocența mea am luat de bună acele recenzii și am acționat și anume l-am cumpărat. Așa cum vă spuneam, este un primer. Formula sa are și ceva filtre de protecție solară, astfel că spune că avea un SPF 33, dar în ceea ce privește protecția împotriva razelor UVA, acelea care ne interesează pe noi pentru că sunt cele care ne îmbătrânesc, protecția nu este foarte ridicată. V-am mai povestit eu că la produsele asiatice găsim acest rating, nu știu cum să-i zic, cu acel PA și urmat de niște plusuri. Maximul de plusuri este de 4. Acest produs are doar 2 și atunci e clar că nu ne bazăm foarte tare pe el, cu atât mai puțin acum când vine căldura, indicele UV crește și trebuie să ne baricadăm cu ajutorul unor produse ceva mai potente din punct de vedere al protecției solare și atunci el nu face mare lucru din acest punct de vedere, doar că nu face mare lucru nici în ceea ce privește aspectul tenului sau felul în care se zice că s-ar așeza machiajul peste el. Îl consider un primer obișnuit, normal. E adevărat că l-am folosit doar de 2 ori până acum, poate că îl voi redescoperi la un moment dat ca fiind așa cum mi era descris pe site, dar momentan nu m-a convins foarte tare și nu l-aș recumpăra. Următorul produs este tot o protecție solară pe care mi-am dorit-o de multă vreme. Nu neapărat acest produs sau acest brand, ci sub această formă, adică sub formă de stick. Văzusem multe review-uri și prin străinătate la aceste produse, unde erau descrise aceste produse ambalate astfel, ca fiind excepționale spre a fi reaplicate peste machiaj. În ceea ce privește acest produs, dincolo de recenziile bune pe care le avea pe site, ceea ce m-a convins să îl aleg a fost faptul că este făcut de același brand care face și acea cremă pe care v-am arătat eu în produsele favorite și despre care vă spuneam că îmi place la nebunie. Și m-am gândit că trebuie să fie ceva bun. Poate să fie ceva bun până la un anumit punct. Am scos aici un pic produsul pentru a-l vedea mai bine. Este asemănător cu un antiperspirant, doar că este ceva mai mic. Poți să-l aplici direct pe față,
doar că nu este cea mai plăcută senzație din lume. Nu cred că ar fi vizibil pe cameră, nici măcar dacă v-aș arăta un detaliu, însă produsul are niște mici neregularități, să le zicem, pe care nu le observ neapărat așa cu ochiul liber, deși cred că se văd chiar și așa, dar pe ten le simți și mai ales dacă ai tenul, nu știu, ușor sensibilizat, să zicem, sau iritat, efectiv te ustură fața în urma aplicării acestui produs, pentru că este ca și cum ți-ai freca fața cu o chestie destul de aspră. Nu înțeleg de ce este așa, adică chiar nu m-am așteptat, nu m-am gândit că produsul ar putea avea o problemă de această natură. Apoi, partea a doua probleme pe care o are este dată de faptul că ok, îl aplici peste machiaj, nu te oprește nimeni, dar nu înseamnă că machiajul va rămâne intact, adică nu rămâne intact, se ia pe produs, se întinde pe față, îți rămân aceste urme, aceste, practic aceste rugozități, determină ca pe fața ta să rămână niște urme, să îți, pe machiajul tău, dacă îl ai pe față, să apară niște semne. Deci nu este... Este ideal spre a fi aplicat peste machiaj dacă îți dorești să fii protejată de soare, dar nu ai pretenția ca machiajul să îți rămână intact. Prin urmare, în principiu, îl voi ține tot pentru acele momente în care am nevoie să-mi reaplic protecția solară, dar nu sunt machiat, adică altfel iese o varză pe ten. Dacă voi cunoașteți astfel de produse de la alte branduri care funcționează mult mai bine în ceea ce privește reaplicarea peste machiaj, deși mi este puțin greu să cred că ar funcționa. Este adevărat că eu întotdeauna m-am îndoit de eficiența unui astfel de produs pe planul acesta al reaplicării și a arăta bine în continuare machiajul, dar până la urmă, fără a experimenta acest lucru, nu aș fi putut să mă conving. Dar, repet, dacă voi aveți cumva vreo sugestie, vreo recomandare în ceea ce privește un astfel de produs, o formă de stick, care să și funcționeze peste machiaj, aștept cu mare interes comentariile voastre. Cel de-al treilea produs cu protecție solară pe care l-am luat și de care sunt foarte încântată este tot un primer. Pony Effect se numește și este, așa cum spuneam, o bază de machiaj, are SPF 50+, acest PA este cu 4+, asta înseamnă că protecția este mult mai ridicată. Este adevărat, în schimb, că acum, că vine căldura, nu este suficient să aplici o astfel de bază de machiaj, nici măcar dacă ai aplica în cantitatea corectă a cei 1-25 ml. Însă nu strică să vii peste protecția solară pe care te-ai pus-o cu un strat al acestui primer, mai ales că eu până în prezent l-am folosit combinat cu protecția solară de la Nivea, acela japonez, cu care fac o echipă bună, adică se potrivesc foarte tare, se înțeleg foarte bine. Prezența acestuia nu deranjează produsul de la Nivea, prin urmare nu apar scame, nu se întâmplă nimic rău. Și l-am mai folosit în combinație și cu protecția solară de la Isdin, care de asemenea s-a împăcat foarte bine cu primerul. Îmi place foarte mult primerul acesta pentru că chiar catifelează fața, chiar o face să arate mai bine. Îmi place foarte mult să-l aplic în zona ochilor, unde oricum îmi este relativ teamă să aplic protecție solară pentru că foarte multe dintre ele mie îmi provoacă usturime și atunci acesta nu numai că nu îmi provoacă, dar mi se pare că și îmbunătățește aspectul zonei ochilor și mi se pare că machiajul arată mai bine peste el de fapt și pe acesta chiar l-aș recumpăra. Apropo de asta, că este o bază de machiaj, să știți că chiar și acel produs de la CanMake este o bază de machiaj. Acea protecție solară pe care v-am lăudat-o de atâtea ori este o bază de machiaj în fond și la urma urmei. CanMake este un brand de make-up și dacă veți căuta, veți vedea că brandul are mai mult produse de make-up. Însă cu toate acestea știți că acel SPF este aproape imbatabil în ceea ce privește aspectul și felul în care se comportă pe ten. Ei, acesta face parte din acea categorie, dar trebuie să vă mărturisesc că mă împac mai bine cu acesta decât cu acela de la CanMake. Și probabil că din toată această comandă pe care am dat-o eu pe eStyle cu produse care erau foarte lăudate pe site, el este cel care face această comandă să fi meritat efortul și banii, pentru că este
Este genul acela de produs pe care îmi doresc să-l am mereu și mereu și mereu. Așadar, da, o bază de machiaj foarte faină. Produsul are parfum, asta dacă cumva vă interesează acest aspect. Parfumul, în schimb, este foarte plăcut. Este un miros care mă duce cu gândul cumva la mare, dar dincolo de asta este tot parfum, adică dacă fugiți de aceste produse, nu reprezintă o opțiune. Ce am mai primit cadou de la cei de la YesStyle este un Plumping Water Tint. Este un fel de ruj sub formă de apă, să zicem. Este o chestie foarte, foarte lichidă. Are o culoare așa de sânge și trebuie să vă mărturisesc că odată pus chestia aceasta pe buze, cu greu mai scap de ea, adică de culoare. Din păcate, culoarea mie nu-mi place, nu mi se potrivește deloc. Nu este atât de roșu precum ar putea părea în poze, în sticlă, pardon, pentru că în poză ce am? În sticlă pare foarte închis la culoare, pare un roșu închis, dar pe buze devine așa un fel de cărămiziu, aș zice eu. Nu-mi place foarte tare, sau deloc chiar, însă mi s-a părut foarte interesantă rezistența pe care o poate avea. Trebuie să vă mărturisesc că nici măcar după ce am pus ulei de machian pe buze, n-am reușit să scap în totalitate de produs, adică prin acele riduri ale buzelor încă mi-a mai rămas produs până a doua zi. Și m-am dus și într-o zonă un pic atipică pentru mine în ceea ce privește acest site, și anume YesStyle, pentru că de obicei de la ei îmi iau produse cosmetice, căci acestea mă interesează și cumva în acestea am încredere că sunt ceea ce par a fi. În ceea ce privește produsele de îmbrăcăminte, unde știți că mai îmi iau, dar într-un anumit context, adică acela al colaborărilor, sau în ceea ce privește, nu știu, decorațiuni, chestii de papetărie sau tot felul de nebunii care îți pot fura privirea la prima privire pe site, nu prea mă îndrept, căci știu că risc destul de mult și nu prea îmi doresc asta. Însă, de data aceasta am făcut o excepție, odată pentru că primul produs pe care vi-l voi arăta chiar era ceva ce, de care aveam nevoie. Este vorba despre o husă pentru laptop, care arată cam așa, este foarte bine făcută, foarte bine lucrată, nimic de zis. În interior arată așa, adică este foarte, pereții sunt întăriți, în interior este foarte catifelată, protejează foarte bine laptopul, nimic de zis. Mi-am dorit un astfel de produs pentru că obișnuiesc să car deseori laptopul după mine și nu-mi place să car două genți, adică pe cea de laptop și pe cea în care îmi țin celelalte prostii, și atunci am ales să-mi cumpăr un dinta mai gentle-ul în care să-mi încapă și prostiile și laptopul. În același timp însă mă doare sufletul ca laptopul să fie zgriat sau să stea așa între toate nebunile pe care le mai car, și m-am gândit că o astfel de husă mi-ar fi de mare ajutor. Lucru perfect adevărat, astfel că cu ajutorul acestei huse voi reuși de acum încolo să-l protejez de orice borcan, caserolă, topor, cartof, ce se mai găsește prin gentleman. Și gata, în momentul acesta am ajuns la partea a doua a clipului, partea aceea în care vă arăt ce înseamnă să nu faci conversia dolarilor în lei, ca să îți dai seama câți bani dai pe un rucsac care nu are nimic deosebit, care nu are nimic special, care este ok, dar care nu merită atâția bani. Este vorba despre acest rucsac, este vorba despre un rucsac simpaticut, să zicem, care are mai multe compartimente, care este relativ încăpător, cel puțin pentru dimensiunea pe care o are, dar care a costat aproape 75 de dolari. Sumă pe care, în momentul în care am văzut-o pe site, în dreptul produsului, mi s-a părut banală, să zicem. Însă ulterior, când a venit produsul și când l-am văzut și când mi-am dat seama că nu are nimic deosebit și când am început să mă întreb de ce am ales să-mi cumpăr acest rucsac de pe acest site, pentru că, să fim serioși, găsim produse mult mai faine în magazinele de pe aici pe care le putem vedea și analiza în detaliu înainte de a le cumpăra. Și în acel moment am început să mă gândesc și cât a fost acest rucsac și am verificat în aplicație și am leșinat un pic, dar mi-am revenit după aceea, că nu era ca și când aș mai fi putut schimba ceva sau îndrepta. Da, dar mi-am dat seama că am dat o sumă foarte mare pe un astfel de produs. Bani de care mi-aș fi putut lua o chestie mult mai drăguță din magazinele de pe la noi, dar asta e viața, mai greșește omul, că vorba aia,
Numai cine nu comandă de pe YesStyle nu greșește. Și cam acestea sunt produsele pe care le-am luat lăsându-mă influențată de recenziile pozitive de pe YesStyle. Acestea și cele dintr-un clip anterior pe care l-am urcat acum ceva vreme, o să vă las link pentru el, pentru a vă duce să-l vedeți pe acela dacă sunteți curioase. Memoria mea de bătrână nu știe dacă acolo a fost ceva care mi-a plăcut mult. Însă faptul că totuși a existat un produs care îmi place foarte, foarte mult și anume acesta, consider că a meritat efortul, așteptarea și toate cele pe care le-am mai făcut, greșelile, referindu-mă la rucsac și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Nu știu 100% dacă ne mai revedem până la Paște, așa că dacă nu ne mai revedem, vă urez să aveți parte de sărbători frumoase, în liniște, alături de cei dragi și să ne revedem cu bine. Pe curând! Pa, pa!